Bun găsit, sunt Alina Sturza și vă invit la știrile Wii Sport. Ore numărate au rămas până la cel mai important eveniment de arte marțiale mixte al sfârșitului de an, Gala Feia. Vineri, cu o zi înainte de marele eveniment, a avut loc cântarul oficial și duelul privirilor, în care sportivii au încercat să-și intimideze adversarii, iar unii dintre ei au apelat la gesturi cât mai originale. În cadrul Galei Feia vor avea loc 15 lupte, iar într-una dintre ele se vor confrunta reprezentantele sexului frumos. Sportiva din România, Denisa Vulpe, se va duela cu Adriana Frimciuc, iar luptătoarea de peste Prut a apărut într-o rochie elegantă la bătălia privirilor. Cam nimic, am zis să vă surprind puțin. Păi să arătăm în primul rând că femeile pot fi și elegante și pot fi rele și în ring. Denis Țapu a apărut la cântarul oficial cu un burger pe care l-a mâncat direct pe scenă. El susține că a avut parte de un regim special în perioada de pregătire și abia acum s-a putut răsfăța un pic. Da, am avut o lună foarte încărcată, foarte grea și o alimentație strictă și chiar mi-era foame de ceva bun. Denis Țapu va lupta în piramida categorie de 71 de kg și îl va înfrunta în semifinale pe uzbecul Babur Urimbaev, în timp ce în cealaltă semifinală un alt reprezentant al țării noastre, Victor Apostol, se va duela cu georgianul Lado Gabisonia. Învingătorul acestei piramide va avea oportunitatea de a-l provoca pe Vitalie Matei, campionul acestei categorii de greutate. Iar în piramida de 95 de kg, Republica Moldova va avea un singur reprezentant. Veteranul Pavel Voronin va lupta în prima semifinală cu românul Dănuț Hurduc, iar învingătorul din finală va obține dreptul de a se duela cu deținătorul centurii, Alexandru Burduja. Nu este mai ușor, pentru că, nu știu, pentru mine a fost întotdeauna o problemă dacă m-aș întâlni cu spunem, un cetățean al Republicii Moldova, pentru că, cum ar da, suntem moldoveni și ar trebui să rămână acasă câștigul, dar nu să-l împărțim între doi moldoveni. Tot în cadrul Galei Feia va avea loc și confruntarea influencerilor conform regulilor boxului, în care Neco Glai se va bate cu Vasile Josan. По боксу я буду биться первый раз в своей жизни, и уровень на самом деле достаточно высокий. Я постараюсь со своей стороны показать красивый, честный бой, четкий, естественно, победить. Am înțeles că mi-e jale un pic de el, am zis că mai bine să-l sunt decât să fac careva chestii care să-l demoralizeze mai tare. Asta. Aici am lăsat-o mai mare pentru public, ca să înțeleagă, pentru că îi dau respectul meu, pentru că s-a început să se ocupe cu sportul. În ring deja asta s-a asumat cumva. Acolo o să vedea doar câștigul și atât. Cireașa de pe torta galei va fi bătălia pentru centura de campion în categoria de 65 de kg, în care deținătorul titlului, Dumitru Sârbu, nu își va apăra doar centura în fața lui Igor Zadorojneac, dar și onoarea forțelor armate ale Republicii Moldova. Sârbu a venit la duelul privirilor echipat corespunzător și este gata de marea luptă. O, deja dăm o treia oară, ne duelăm, nimic nou pentru mine, dar deja parcă ne-am deprins unul cu altul. Eu m-am pregătit. Ajung în luptă, nici nu vreau să mă gândesc cum o să fie. Da? Eu sunt focusat, concentrat și încărcat pentru ziua de mâine. O să ieșim, o să facem treaba. Nu am vrut să demonstrez nimic. Eu mereu așa mă îmbrac așa frumos. Cum mă pregătesc de luptă, maniera mea de a fi ca persoană, am arătat-o azi că pe exterior. Aceea e centura care rămâne la el. Vechi, centura nouă vine aici. Cea mai încordată bătălie a privirilor a avut loc între Mihai Catareu și Oleg Rusu. Spiritele s-au încins între cei doi luptători de MMA. Destul de mari, deoarece eu un fight card tare bun, tare puternic.
începând cu primele lupte din London Cup, unde se luptă tinerii luptători, unde se luptă fetele, unde se luptă o luptă din MMA și terminând cu lupta serie, lupta lui Sârbu și de Zorojneac pentru centură, în categoria pană. Avem două Grand Prix foarte, foarte impunătoare, mai puternice Grand Prix nu prea țin minte din ultimii ani. Galateia va avea loc sâmbătă 30 noiembrie la Futsal Arena FMF din Ciorescu, iar postul de televiziune Wii Sport este partener media al evenimentului.